No, servus toc. Asta este un salut ardelenesc care se referă bună ziua când îți mai mulți, adică salut la mai mulți. Servus toc. Toc înseamnă toc mulți. Cred că asta înseamnă. Am primit în comentarii să fac videoclipul de duminică. Astăzi este miercuri. Sper să mă iertați. Astăzi fac un videoclip care am speranța să fie motivațional. Da. Pentru că am adunat niște citate și astăzi am auzit o melodie care m-a inspirat și vreau să vă traduc. Sper să vă placă. Și dacă vă interesează melodia, melodia este cântată de Zen și se numește Self Love. Este în engleză, așa că trebuie să o traduc. Sper că ai avut grijă de tine astăzi. Sper că te iubești astăzi. Meriți iubirea, așa că trebuie să o dai mai departe. Sper că știi că ești frumos sau frumoasă astăzi. Îți trimit iubirea din inima mea. Sper că știi că ești o operă de artă. Când simți că lumea se destramă, te rog amintește-ți că nu ești niciodată singur. Așa că dacă simți că vrei să renunți astăzi, doar să știi că mâine va fi o nouă zi frumoasă. Soarele va răsări și vechile lucruri se vor evapora. Nu trebuie să schimbi nimic, dragule sau drago. Ești perfect așa cum ești. Ești frumos sau frumoasă. Da, da, ești frumos sau frumoasă. Sunt aici oricând ai nevoie. Nu asculta la gândurile negative. Totul va fi ok în curând. O să vezi. Ești puternic, puternică, minunat sau minunată. Deci dacă vrei să renunți astăzi, doar să știi din nou. Mâine va fi o zi nouă, o zi frumoasă, care soarele va răsări din nou și vechile lucruri, obiceiuri vor dispărea. Așa că să-ți amintești că ești frumos și sau frumoasă, ești minunat. După care se repetă puțin, dar mi-a dat un feeling foarte bun acest cântec. Și sper că și vouă să vă dea acest feeling, adică aceste versuri, un feeling bun. Pentru că, până la urmă, eu cred că sunt adevărate. Toți suntem frumoși, toți avem probleme, dar trebuie să nu prea le băgăm în seamă. Atâta tot. Și să trecem peste ele, neapărat. Că mâine e o zi faină și suntem curioși să vedem ce zi mâine, nu? Până la urmă. Și acum să trecem la citatele care le-am strâns săptămâna trecută și o să vă și spun de ce mi-a venit ideea pentru acest videoclip. Ai grijă la gândurile tale, vor deveni cuvintele tale. Ai grijă la cuvintele tale, vor deveni acțiuni. Ai grijă la acțiunile tale, vor deveni obiceiuri. Ai grijă la obiceiurile tale, vor deveni caracterul tău. Ai grijă la caracterul tău, va deveni destinul tău. Iar Joe Rogan zice într-un podcast de-a lui, ca să ai o zi bună, nu-ți trebuie mare lucru. Bei multă apă, mănânci sănătos, sau mănânci bine, să te simți bine, te plimbi, poate faci un pic de sport și poți să ai o zi bună, așa, simplu. Și poți să o tărăști. Da, de acum înainte vreau să am în fiecare zi câte o zi bună. Cred că e o mentalitate bună. Nu e nimeni ca tine și nu a fost nimeni niciodată ca tine și nu va fi nimeni niciodată ca tine. Așa că cunoaște-te pe tine
Fii tu însuți, autenticitatea este totul. Iisus spune, câteodată te pun în locuri singur, când crezi că ești singur, de fapt. Asta e pentru că vreau să realizez că nu ai nevoie de nimeni în afară de mine. Nu-ți fă griji pentru viitor. Mă ai pe mine și te voi ghida. Ai încredere în mine. Nu am uitat de tine. Timpul meu este doar diferit față de timpul tău. Stai pozitiv și ai încredere că totul lucrează pentru tine, pentru binele tău. Ai credință. Chiar dacă tu crezi că nu o poți face, știi bine că eu pot face orice. Și acum 6 lucruri care ar putea să te ajute în viață. Nu vorbi cu nimeni despre visele tale. Ține minte asta. Taci din gură. 2. Nu te implica în problemele altora. 3. Nu te baza pe alții pentru starea ta emoțională. Ca să-ți rezolve problemele emoționale, de fapt. Dacă te bazezi prea tare pe ei, vei fi pierdut când ei nu vor fi în preajmă. Construiește-ți fundația ta emoțională și suportă-te tu pe tine. Adică ajută-te tu pe tine. 4. Nu împrumuta bani și nici nu cere împrumut. Banii pot să îți îndepărteze prietenii. 5. Nu cheltui mai mult decât câștigi. Și 6. Nu da vina pe alții. Prin orice treci acum, în momentul acesta, se întâmplă cu un motiv. Și motivul ăla este ca tu să devii persoana care ai fost creată să fii. Dar dacă renunți, nu vei ajunge niciodată să fii persoana care ai fost creată cu scopul care ai fost creată să fii. Mi se pare foarte profund. Iar ultimul pe listă, cred că ar fi un citat din, nu știu, am văzut așa pe un short de ăsta. Zicea, dacă ai un intelect, o minte, dacă ești inteligent și nu-ți folosești mintea, mintea te va folosi pe tine. Mă gândesc că nu, tot timpul m-am gândit că-s prost. Acum mă gândesc, bă, dacă și la ăștia proști funcționează la fel chestia asta. Da. Cred că am făcut toată viața, am făcut pe prostul, acum e cazul să fac pe deșteptul. Și probabil că mintea, dacă vede că nu o folosești, se folosește ea de tine. De asta îs și problemele cu țigări, alcool, toate astea. Pentru că nu-ți poți controla mintea cu adevărat și să spui ce să facă. Așa cred eu. Nu știu. Scrieți în comentarii. Sper să vă placă acest videoclip. Și mai facem dacă vă place. Sănătate, numai bine.